Bun, haideți că am revenit în direct aici la Agricultura, la raport. Ce spuneți, domnul Dogaru, că am mai fi adăugat vis-a-vis de femeia antreprenor? Da, să încheiem, deci luând în calcul și sesiunile anterioare. Păi dacă am avut sesiunea anterioară cu buget depus, deci proiecte depuse de 300%, da, și nu s-au consumat banii, pe mine pe sesiunea asta nu mă mai interesează punctajul. Da? Am pus proiect, primesc finanțare. Bine, nu primesc finanțare, iar bine. Dar primesc finanțare pe un proiect care știu că circumscrie o activitate ce va fi de succes. Nu mă apuc să fac proiect, să fiu primul pe listă, da? Să sunt în buget și să nu implementez. Credeți-mă, am pe digitalizare, să zicem, 500 de proiecte depuse. Pe energie 300, da? Deja văd psihologia beneficiarului. Vă dați seama că acolo am beneficiar de la cel mai imprudent, da? Da. Până la cel mai rațional. Și văd cum reacționează oamenii. Nu e suficient să ai doar voință. Trebuie să ai și capacitatea de a implementa un proiect. Capacitatea de a implementa un proiect este odată din punct de vedere financiar și psihologic. Pentru că omul, dacă vede, chiar dacă are bani și vede că practic proiectul ăla nu-l ajută cu nimic, renunță la el și nu-l implementează. Ca atare, încă o dată, nu mai țintim punctaje. Ne gândim la activitatea care vrem să o facem, dar pentru că acum avem posibilitatea să sondăm psihologia beneficiarului. Păi dacă eu am avut femeia antreprenor, da? Sesiunea trecută, da? S-au pus proiecte, slavă Domnului, 300%. Și n-au implementat nici, bugetul nu a fost consumat nici 30%. Ce mă mai interesează punctaje? La startup la fel. Nu mă mai interesează punctajele. Merg eu, depun proiecte în așa fel încât fiecare să aibă o activitate care să știe că poate să genereze profit și să fie o activitate de succes. Nu mă mai interesează economia matematică într-un proiect. Eu tot timpul țintesc proiecte implementate. Degeaba pun 100 de proiecte și din alea implementează 3. Am avut pe 411 POC, da? Da. 28 de proiecte aprobate, am implementat doar 4. La cofinanțare de 25%. Da? Și proiecte de 500.000 de euro. Deci, nu mă mai interesează punctajele. Hai să mai luăm întrebări de la cei care ne urmăresc. Florin și Loredana Deleanu. Bună seara, v-am contactat săptămâna trecută în legătură cu achiziția unui tractor. Din declarația mea mă încadrez în program, dar nu știu dacă s-a deschis programul și unde pot să mă adresez. A răspuns domnul Măglaș mai devreme, la începutul emisiunii, dar probabil că ați deschis mai târziu televizorul și o să-l rog să reformuleze, să vină cu mai multe precizări pentru dumneavoastră și pentru cei care sunt interesați de programul ăsta. Vă rog, domnul Măglaș. Da, din nefericire, încă nu este lansat programul Rabla pentru tractoare. Prin urmare, va trebui să mai aștepte cei doritori încă o perioadă, pentru că Agenția Fondului de Mediu pregătește acest program pentru lansare. Cu siguranță va fi în 2024, pentru că așa sună condițiile sale de eligibilitate și bugetul AFM, însă nu știm exact când. Pentru moment știm că au început să se înscrie dealerii în listele de eligibilitate ale Ministerului. De asemenea, știu că au început demonstrațiile pe teren, cel puțin pentru una dintre mărci au început să meargă din comună în comună pentru demonstrații cu tractoarele eligibile, pentru că, așa cum știți, trebuie să coste maxim 55.000 de euro. Finanțarea este 60, 65 sau 80% din valoarea tractorului. Însă, repet, trebuie să mai așteptați deocamdată. Dacă aș fi fermier și m-aș încadra, aș merge direct la dealerul ales, pentru că ei, dacă sunt înscriși în programul
AFM au toate datele mult mai actuale decât noi cei care așteptăm veștile pe site-ul oficial. Pentru că sunt anunțați prin scrisori de intenție, prin notificări și așa mai departe. Rabla pentru tractoare nu necesită aplicarea cu un consultant. Este foarte important de știut aceasta. Rabla pentru tractoare necesită formarea dosarului la dealer. Atât, exact ca și rabla pentru mașini. Exact, nu trebuie ca la autoturisme. Să vă faceți probleme. Exact, ca și la autoturisme. Nu trebuie să vă faceți probleme că aveți nevoie de consultant. Nu. Mergeți direct la dealerul de tractoare din zona dumneavoastră, care știți că este înscris în acest program, sau îi întrebați, bineînțeles. Nu pot să pronunț nume comerciale, că v-aș spune cine are tractoare sub 55.000 de euro, dar sunt cel puțin un brand românesc și cel puțin un brand american. Am înțeles. Cel românesc cred că îl știm cu toții, că nu e greu de identificat. La Reghi, nu? Exact. Acum dați un search pe Google și găsiți ușor. Geta Dobrotă. Bună seara. Pentru primarii din rural, pe fondul de modernizare, vor mai fi finanțări pentru parcuri fotovoltaice de autoconsum? Mulțumesc. Da, urmează. Procedura este în... urmează cursul de a fi aprobată de banca de bei, da? Urmează să se deschidă și apelul pentru publici. E pentru important. Primării, da. În regulă. Mai întreabă cineva dacă pentru partea de apicultură sunt ceva programe, proiecte în noul exercițiu. Sigur că sunt. Apicultura este un domeniu strategic și dacă intră pe APIA, telespectatorul nostru sau al nostru, da, va găsi acolo că există sprijin pentru apicultură și mai mult se așteaptă încă câteva programe de susținere prin investiții acestor agricultori, să nu le spunem altfel, dar apicultorii sunt o specie, zic eu, specială și care trebuie să fie protejată și ajutată. În regulă, un domn Gelu Florin din Teleorman spune așa: sunt crescător de bovine și ovine, am un număr de 1100 de ovine din localitatea Dobrotești, Teleorman, și m-ar interesa și pe mine să ridic un saivan modern, să construiesc. Există programe chiar și cu cofinanțare? Există. Din păcate DR20 s-a închis. Probabil DR14 dacă se încadrează, nu știu. Să contacteze un consultant. Da, din păcate nu cred că va avea posibilitatea ca în Teleorman să mai acceseze fonduri pentru saivan, având în vedere că DR20 s-a închis. Ce pot eu să îl îndrum este fie să aștepte o relansare a DR20, care s-ar putea să fie din fonduri suplimentare, fie să întrebe la galul local dacă sunt fonduri, și în felul acesta să reușească să depășească această problemă, să spunem, cu toate că problemă, să spunem, da. O fi problemă. Bun, hai să luăm 10 secunde de publicitate și după o să ne și reîntoarcem. Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit în direct. Apropo de galuri, domnul Măglaș, ceva informații noi, ceva noutăți pe partea asta? Pentru că... Nu sunt noutăți, ele au măsurile lansate de către AFIR, de către ministere, în sensul în care și-au depus strategiile, s-au aprobat strategiile. Îi felicit pe cei care funcționează foarte bine. Așteptăm să vedem măsurile lor. Sigur, în strategii, da, ca să înțelegem, în strategii ei au făcut o împărțire
a bugetului și au propus anumite bugete. Acum urmează să lanseze măsurile proprii, da? Să facă consultările publice și să își lanseze propriile măsuri. Există galuri care au luat finanțări inclusiv prin programele de economie socială. Chiar la Bistrița am văzut, dacă nu înșel, Gal Călimani, care au și această posibilitate de finanțare pentru cei din zonele lor. Foarte important, oamenii care doresc să-și finanțeze afacerile prin galuri, să meargă să se implice, pentru că nu există date centralizate la nivel național. Până la urmă, ar fi imposibil pentru orice consultant din această țară să urmărească peste 234 de site-uri a fiecărui gal și să se prezinte la întâlnirile de consultare publică, astfel încât să poată explica măsurile care se vor depune acolo la ei în zonă. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să mergem la galul de care aparținem, da, vorbesc de solicitanți, să mergem să ne interesăm și automat să ne pregătim pentru implementarea unui proiect prin gal. Eu zic prin contactarea unui consultant din zonă și care neapărat cunoaște procedurile pe gal. În regulă. Haideți să dialogăm și cu domnul Ștefan din județul Tulcea. Bună seara! Bună seara! Spuneți! Da, o televizorul mai încet. Vă rog! Da, am și o rugăminte. Dacă puteți să-mi spuneți, dacă există vreo posibilitate, vreo finanțare pentru amenajarea unui heleșteu pentru piscicultură, acvacultură. Există în acest moment. A fost lansat în consultare publică, a ieșit din consultare publică ghidul DGPAM-POPAM. Eu vă spun și codificarea ca să fie mai simplu. Da. Da? Varianta de investiții în acvacultură se numește măsura 2.1.1 și puteți să solicitați unui consultant să vă țină la curent. Site-ul este ampeste.ro. Da. Este site-ul oficial al programului. Eu credeam că ampeste.ro este. Ampeste.ro este site-ul oficial al măsurilor POPAM, deci pescuit și acvacultură din Ministerul Agriculturii. Da. Bun. Ce vă recomand? Să vă pregătiți bani pentru că este 50% finanțarea și să aveți un proiect tehnic foarte bine făcut. Eu credeam că a fost deja lansată măsura, dar încă nu, deci aveți încă timp, dar nu foarte mult. Da. Domnul Ștefan, mai vreți și altceva sau vă limitați la partea asta de piscicultură, fiind într-un județ cu potențial în zona asta? Da, am o suprafață de teren care se pretează la această activitate. Doamne ajută să vă iasă. Nu, atât. Da. Vă mulțumesc mult de tot. Pentru puțin, n-aveți pentru ce. Bună seara. Ignat Panaite întreabă pe non-agricol când vor începe. DL29 urmează să apară ghidul final. Așteptăm. Numai DL29? Foarte și important. Da? Non-agricol, pentru că avem foarte multe întrebări. Non-agricol nu înseamnă procesare produse agricole. Non-agricol înseamnă să nu aibă legătură deloc cu procesarea produselor agricole. Da, mă gândesc că totuși cei care întreabă când vor începe... Practic să nu fie activități din 011011. Da, au minime cunoștințe, mă. Da. Asta și vor mai cred. Fi fosta măsură 6.2, ce o cunoșteau beneficiarii, da? Dar se va derula prin galuri și nu va mai fi sumă forfetară, va fi tot cu cofinanțare mai mică, 10% din câte am înțeles. Iar DL29, fosta 6.4, cunoscută de beneficiar, va avea o cofinanțare de 30%.
partea de pensiune, adică zona turistică, nu sunt acceptate decât extinderile, deci nu mai merg înființări și servicii, producție, cum a zis domnul Cosmin, alte activități decât cele legate de agricultură. Bun, e de ținut minte și acum sunt convins că cei care chiar vor ori mai urmări agricultura la raport, se pot documenta și după site-ul AgroTV, puteți găsi știri de fiecare dată legate despre aceste programe, proiecte pe partea noastră de online, atât pe pagina de Facebook AgroTV, cât și pe site-ul AgroTV. Domnul Panaite menționează că dorește un atelier de tâmplărie. Da. E perfect. Doamne ajută, dacă apare și măsura, e și mai bine. Probabil nu va mai fi nici bătaia atât de mare, pentru că ecofinanțarea, comparativ cu sesiunile anterioare, e 30%, nu mai este 10%. Mai intervin și principiile orizontale, care un pic duc la niște cheltuieli în plus față de sesiunile anterioare. Sunt punctate producția, că asta se încadrează la fabricarea produselor din lemn sau ce vrea dumnealui mobilă. Așa. Vor fi punctate chiar aproape de turism. Deci nu vor fi diferențe mari. În sesiunile anterioare, turismul era cel mai bine punctat și cu activitățile medicale, că vorbeam de uman sau de veterinar. S-au schimbat un pic acum și producția și serviciile au aproximativ același punctaj. Deci șansele sunt foarte mari să poată să obțină finanțarea pe non-agricol în zonă rurală. Domnul Viorel din Dâmbovița este la telefon. Bună seara! Da, vă salut! Vă salutăm și noi! Din Dâmbovița, Comuna Ponțești. Da. Aș dori și o întrebare. Băiatul meu a avut proiectul PDR-30. Da. L-a acceptat eligibil, dar fără finanțare. Trebuie să așteptați raportul final, pentru că de regulă când se fac evaluările, proiectele respinse, sunt sumele deja alocate în așa fel încât în cazul în care proiectul este aprobat la contestație să poată să primească finanțare. Dacă din proiectele respinse inițial sau declarate neeligibil nu vor fi acceptate foarte multe în urma contestațiilor, este posibil ca bugetul să ajungă și la o parte din proiectele declarate eligibile nefinanțate. Am înțeles. Și aș mai dori o întrebare. DR14, când s-ar da drumul? Da, este o formă consultare publică, nu știm, probabil o să apară și în perioada următoare și ghidul final. Mulțumesc, o seară bună! Seară bună, mulțumim și noi pentru telefon, Doamne ajută, sănătate, numai bine! Da, mă bucur că sunt oameni încă dornici să găsească soluții pentru diferitele proiecte într-un an greu, într-un an dificil pentru agricultori, dar cei care sunt pasionați, care fac agricultură de mult timp, e clar că nu se vor opri în momentul ăsta și vor veni de fiecare dată cu noi și noi inițiative, vor căuta să găsească și resurse financiare în măsura în care lucrul ăsta mai este posibil. E clar că acolo unde lucrurile bat pasul pe loc și mai rău decât atât, e puțin probabil să se gândească la un proiect în clipa de față, dar
E bine de ținut minte și e bine de urmărit ce deci, posibilități au. Agricultorii trebuie să ajutați tot timpul. Eu am o vorbă. Agricultura e un viciu. Un agricultor, și dacă îi faci calculul pe foaie, vei ieși 10% pierdere, el se duce și își face activitatea respectivă. Sunt foarte încercați cei care fac activitatea de agricultură. Tocmai de asta ar trebui foarte mult ajutați. Vedem că agricultura pe moment ce trec anii, da, se restrânge. Tot mai puțini oameni se ocupă de zootehnie, de producție, produse agricole și așa mai departe. Cea mai multă parte se orientează spre import, da? Corect. Deci da. Instituțiile statului trebuie să aibă grijă în așa fel încât să protejeze un pic agricultorii. Pentru că ușor, ușor ajungem de... Deja, de exemplu, consumul de carne în general a ajuns la 80% din import. Undeva prin 2020-2021 era aproape 50%. Ușor, ușor ne ducem și nu vom mai vedea o carne autentică de animal, da? Pentru că dacă fermierii și agricultorii nu sunt ajutați, ba mai mult sunt sancționați și controlați, ajungem în situația în care agricultura va fi muzeu pentru România. Să sperăm că nu o să ajungă acolo. Sperăm. Haideți să luăm publicitate și revenim după.